Bibliologul, scriitorul și filosoful Alexe Rău a fost o personalitate distinctă în lumea noastră culturală. Însă întâi de toate a fost și rămâne un bun exemplu pentru fiul său. Pentru mine tatăl meu a fost un model cultural de a fi. A fost un reper. Cu tatăl meu puteam să discut, el fiind o fire, un model intelectual enciclopedic. Cu el puteam să discut și literatură, și cinematografie, și filozofie, și istorie. Alexe Rău a fost o fire polivalentă și pentru mine a fost un model de a fi. De la tata, Ștefan Rău a însușit multe calități. Dorința de a cunoaște, aprecierea valorilor, modestia în anumite momente. Eu mă bucur că memoria tatălui meu este păstrată în continuare. Ca director general al Bibliotecii Naționale, Alexe Rău a schimbat lucrurile în această instituție prin inițiative inspirate și cu rezultate pentru mulți ani înainte. Alexe Rău a fost și rămâne o personalitate notorie a biblioteconomiei basarabene, dat fiind faptul că la sfârșitul anilor 90 a fost cel care a pus bazele unei noi biblioteci, deja cu titulatura Biblioteca Națională, cel care a reușit pe parcursul vieții, dar și activității în calitate de director, să reorganizeze spațiile, colecțiile. Noi ne considerăm discipului lui Alexe Rău. Alexe Rău a debutat în anul 1993 cu Placheta de versuri Spune ceva. Pe lângă poezie, a scris articole și eseuri și a fost un bun prieten pentru oamenii scrisului. Alexe, care era un este, un poet atât de bun, un poet liric, un poet filosof. El avea niște eseuri filosofice, un poet care gândea foarte mult, un gânditor deosebit. Să te apropii de el era mai greu. Iată, eu îi scriu în cartea aceasta, Fulgul Fiu, din 1900. I-am dat mai mult, i-am oferit mai multe cărți. În această carte, din 1996, am scris Poetului drag. Eu nu oricui scriu Poetului drag. Și omului cu demnitate. Alexei, în traducere, înseamnă omul lui Dumnezeu. Aș zice că într-adevăr a fost ca un om al lui Dumnezeu prin felul dânsului de a fi. În multe de cazuri noi eram în tăcere și în această tăcere noi discutam cu el. Mi-a scris și un cuvânt la romanul Născuți în Zodia Dragostei, care a fost poate ca și ca o binecuvântare, dânsul a citit-o și a zis, părinte, e bună lucrarea aceasta și veți vedea că vor fi foarte mulți cititori. Nu eram niște prieteni să-l bat pe umăr sau să ne îmbrățișăm, dar aveam o mare stimă și el avea o mare stimă față de mine și întotdeauna mă suna și cum apărea o carte, venea la toate, a fost la toate prezentările cărților mele și deseori m-a invitat aici la Biblioteca Națională, de fapt cele mai frumoase prezentări, el m-a rugat să le facem aici la bibliotecă. Pentru mine a rămas directorul cu majusculă Alexei Rău. În memoria omului de cultură a fost lansată o monografie aniversară intitulată Alexe Rău, un vizionar al biblioteconomiei basarabene. Cartea este o realizare, o cercetare biobibliografică realizată de Biblioteca Națională, autor, director adjunct Aliona Tostogan. Această lucrare reprezintă toată publicațiile lui Alexei Rău și despre Alexei Rău, care astăzi se regăsesc în colecții Bibliotecii Naționale și nu numai, și, de fapt, îl reprezintă pe Alexei ca vizionar al biblioteconomiei, dar și ca scriitor, poet și filozof. La Biblioteca Națională a Republicii Moldova există și o sală de conferințe ce poartă numele lui Alexe Rău.